Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi o să avem un mozaic, o emisiune în care o să încercăm să dezbatem mai multe teme. Invitatul meu mă obligă la acest lucru, un om care este și dascăl, artist plastic, chiar unul renumit și în țară, aș putea spune. Dar, în afară de aceasta, este și politician, ales local de foarte mult timp, un politician care a fost statornic până acum, nu a schimbat ca alții partidul precum își schimbă alții ciorapii, să spunem așa. Alături de mine la imparțial, după cum am spus, domnul director adjunct al Colegiului Național Mihai Eminescu, eu vă spuneam de la bun început director plin la Școala Generală Avram Stanca, l-am ați corectat. Robert Hummel, bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit, bună seara. Da, într-adevăr, director adjunct al Colegiului Național, Mihai Eminescu, răspunde Școala Avram Stanca, dar ne mândrim cu toții cei de la Avram Stanca de faptul că ținem de acest Colegiu Național, Mihai Eminescu, un colegiu care anul acesta, și să încep prin a-mi lăuda colegii în primul rând, anul acesta au reușit performanța de a avea 100% promovabilitate la bacalaureat. Știți că bacalaureatul e acest subiect atât de sensibil și când ai un astfel de rezultat, sigur că te mândrești să fii coleg cu cei care l-au realizat și parte acestui colegiu foarte important. Întotdeauna a fost fostul liceu teoretic, așa ca, ca telespectatorii noștri mai în vârstă să înțeleagă fostul liceu teoretic. Da, de fapt e vorba de fostul liceu teoretic care s-a unit cu școala numărul 4, actualmente Avram Stanca, cea care conține și secția maghiară și împreună constituim acest Colegiu Național de care vă spuneam, fostul liceu teoretic. Întotdeauna a avut și dascăl bun și elev buni. Asta am vrut eu să subliniez. Întotdeauna a fost un liceu foarte bun, așa că nu e chiar surprinzător că anul acesta toți copiii de acolo au reușit să ia bacalaureatul. Cred că e o bătaie mare să intre la liceu, la Colegiul Național Mihai Eminescu. Păi, de fapt, de aici pornește sau aici este cheia sau prima cheie a succesului, faptul că la noi vin elevii cei mai bine pregătiți din toate școlile din Valea Jiului, pentru că avem copii care vin chiar și de la Uricani, de la Bănița, deci din toate zonele din jurul Petroșaniului, vin la noi elevii cel mai bine pregătiți și atunci, sigur că da, atunci când lucrez cu vârfurile din fiecare clasă și rezultatele sunt pe măsură. Asta nu înseamnă că profesorii nu depun un efort deosebit pentru a-i menține și a-i ridica de aici încolo până la performanța la care au ajuns acești copii extraordinari. Acum brânză bună este peste tot, știți? Problema e cum reușesc să o menții atractivă. Oameni buni sunt poate și în alte părți, dar dacă cineva nu stă cu bățul, cum s-ar spune, după ei, s-ar putea pierde aceste elite sau acești copii buni, că elite poate e mult spus, s-ar putea pierde pe parcurs până la finalul liceului, pentru că ei deja încep să devină adolescenți, sunt tentațiile, școala pe planul 2, așa că, într-adevăr, este o performanță la liceu, că reușit să-i ceea ce am observat la colegii de la liceu este, în primul rând, faptul că pun mult suflet. Să știți că acest suflet și această dăruire și disponibilitatea de a lucra peste program cu copii din dorința de a face performanță, acest lucru ține liceul acolo unde este. Plus, v-am spus, copii de foarte bună calitate care vin acolo și care știu că de la viață, în primul rând, asta au de așteptat, performanța. E singurul lucru care îi recompensează sigur. Restul este ca și câștigul la loto. Poate să vină sau, în cele mai multe cazuri, poate să nu vină. Dascălii, profesorii, ce recompense au ei? Mă refer la cele materiale, pentru că fac și ore suplimentare, se dedică întru totul copiilor. Recompensele profesorilor de multă vreme în România nu mai sunt cele de ordin material, ci sunt cele de ordin moral. Ai o împlinire sufletească atunci când știi că un copil pregătit de tine a intrat la o facultate performantă. Sigur că există, statul are soluții restrânse, într-adevăr, de a răsplăti un profesor care face performanță prin ceea ce se numește gradație de merit. Dar asta înseamnă niște bani în plus la salariu, o sumă destul de consistentă, dar
Sigur că da, nu o primește toată lumea, dar nu cred că un profesor când se angajează într-o astfel de activitate cu elevul se gândește neapărat la lucrul acesta. Ai o mare... În primul rând îți faci... Trăim într-o comunitate mică, în primul rând. Și îți faci un nume. Este foarte important ca în această comunitate să te știe lumea de bine. Ăsta este lucrul cel mai important. Banii, după aceea. Dar banii vin și se duc. Un renume prost, foarte greu se mai duce. De aceea e bine să te străduiești în primul rând pentru bunul nume al tău ca dascăl și al școlii. Școala Har Domnului a demonstrat că are un bun renume. Dar, până la urmă, este, de fapt, totalitatea eforturilor acestor profesori deosebiți. Nu, director, haideți să ne lăudăm și noi puțin, pentru că eu, ca jurnalist, aproape săptămânal primesc de la colegiul, poate un rival al dumneavoastră, Colegiul Național Decebal din Deva, primesc informări cum, ce au realizat copiii, ce copii sunt mai buni sau care au fost la Olimpiadă. Haideți să ne lăudăm și noi puțin cu marfa noastră. Ce copii avem așa? Dacă vă vin un nume în minte acum, ce au ajuns la Olimpiadă sau mai știu eu unde au ajuns? Copiii buni sunt mulți. Este o tradiție ca să se meargă la Olimpiade și să se aducă tot felul de premii de acolo, dar acest lucru nu se întâmplă numai la nivel liceal. Și școala noastră se obligă și avem și copii foarte buni care și împreună cu ei încercăm să ținem ritmul cu acest liceu formidabil de care suntem uniți. Deci și școala generală, și acolo avem performanțe și copii deosebiți. Chiar la materia pe care o predau eu, avem, dacă m-a obligat să dau și un nume, este Denis Rus, de exemplu, elevul care a fost cunoscut și în presă, e doar clasa 8 acum, a fost cunoscut și în presă prin faptul că el preda orele împreună cu mine, este pe lângă faptul că are un talent deosebit la desen, este și o enciclopedie, este un copil la care poți apela că atunci când deschizi o carte, ai nevoie de o informație, el ți-o spune, citește foarte mult copilul acesta și acumulează, este la vârsta la care acumulează ușor, ca toți ceilalți de altfel, și este o adevărată enciclopedie, este un copil care va avea un viitor mare și sigur că efortul acesta îl depune la toate materiile, nu numai în cazul meu, dar el este așa un împătimit de istorie arte, de istorie în general, și ceea ce îmi place la el este că vede lucrurile global, adică nu numai istorie, ci cumulat cu istoria artei, comparat, dacă vreți, o istorie comparată, istoria lumii, istoria universală, istoria artei și tot felul de lucruri care s-au întâmplat în timp, toate puse la un loc. Are o gândire foarte largă. Pentru un copil de vârsta lui, eu l-am văzut prin clasa 6-a, a debutat acest, sau a devenit vizibil acest fenomen, să-i spunem, și l-am încurajat. Nu am vrut însă să se transforme, să aibă o dezvoltare normală și să nu se transforme într-o curiozitate pentru presă sau pentru ceilalți, de aceea n-am promovat foarte mult acest fenomen Denis Rus. El este un copil deosebit și ca el mai sunt și alții. Și am avut plăcerea, dacă tot a venit vorba de copii talentați și deosebiți, am avut plăcerea să descoper astăzi un alt mare talent la desen. Am rămas uimit într-o clasă de a cincea pe care am constituit-o acum, un elev de la noi din școală, dar nu am avut ocazia să-l cunosc prea bine pentru că un profesor se întâlnește cu copii începând cu clasa a cincea. Un alt copil deosebit, un talent la desen care m-a uimit. Este atunci când a terminat în cele 50 de minute desenul, am avut senzația că a rupt o pagină, o ilustrație dintr-o carte. Acest lucru nu mi s-a mai întâmplat până acum și îl cheamă, vă dau și numele pentru că o să mă auziți de el, Gianni Risipitu. E un băiat extraordinar, cu minte ca o fată, dar talentat ca un om mare. Știu că ați pus foarte mult suflet și când erați director la Petrila. Da. Foarte mulți copii au fost ajutați de dumneavoastră, i-a susținut să iasă la rampă, să se dezvolte, să tot ceea ce au creat ei să fie vizibil, să fie încurajați. Aici ați fost un deschizător de drumuri cu Denis, pentru că nu s-a mai întâmplat ca un profesor să intre în sala de clasă, să stea în picioare lângă catedră și să lase un copil să predea istoria
artei, cum ați făcut dumneavoastră. E puțin mai greu de înțeles pentru noi, însă sunt sigur că știați ceea ce poate acest copil. Da, a fost un experiment pe care am implementat o scurtă perioadă de timp, pentru că până la urmă eu trebuie să-mi fac datoria la catedră, pentru asta sunt plătit și asta îmi doresc să fac. Am experimentat acest lucru pentru că eu consider că fiecare profesor are obligația de a face ora cât mai atractivă. Până la urmă, în asta constă priceperea unui profesor. Asta vreau să vă întreb. I-a făcut pe ceilalți copii să fie mai concentrați, să fie mai deschiși când a venit și Denis? Denis, în primul rând, prin strădanile lui și prin dorința lui de a se autocultiva, trebuie să fie un exemplu. Pentru acest lucru l-am adus acolo, n-am dorit, și repet, să devină o curiozitate și un exemplu pentru ceilalți. Sunt copii care doresc să urmeze exemplu, dar să știți că acest lucru implică un efort și un timp alocat lecturii extraordinar. Iau la vârsta asta o memorie nemaipomenită și rețin foarte multe lucruri, dar cu condiția să le și studieze, să le și citească. Și foarte mult contează, și acest lucru nu-l poate nega nimeni, contribuția familiei. Dacă familia nu îl sprijină pe elev, este foarte greu ca numai școala să facă. Imediat se observă situațiile în care elevul nu beneficiază de sprijinul familiei și atunci performanțele lui scad și uneori chiar se prăbușesc. Asta este o problemă la noi în Valea Jiului și eu la Petrila mai ales, dar și aici m-am confruntat destul de des cu astfel de situații în care sprijinul familiei a fost doar parțial, s-au lipsit cu totul și s-au pierdut copii care, sigur, ar fi putut face un drum frumos în viață. Profesorii nu pot suplini acest sprijin, nu, oricât ar încerca. Nici într-un caz, educația are doi piloni principali, familia și școala. Dacă amândouă sunt puternici, atunci sigur că da, și dacă, bineînțeles, copilul își dorește, atunci sigur va crește. Dacă nu, performanțele lui stagnează sau vor fi, în cel mai bun caz, mediocre. Dar marele păcat al vremurilor noastre, pe care le trăim așa de vreo 20 de ani încoace, este faptul că părintele din aliat al profesorului în procesul de educare al copilului a devenit de multe ori ostil față de acesta, încurajându-l sau ținând partea copilului chiar și atunci când nu... Copilul nu are dreptate. Și asta se datorează poate și faptului că profesorii au fost denigrați destul de mult, uneori pe drept, pentru că unii colegi au făcut fapte care sunt regretabile și care s-au răsfrânt asupra noastră tuturor. Toată Brasla a fost afectată ca imagine atunci când profesorii au fost prinși luând mită. Și acum este în desfășurare un caz foarte bine cunoscut, mediatizat, la Târgu Jiu, cu cei doi gemeni care au avut o mică problemă cu examenul de bacalaureat. Și acolo, acasă, dincolo, da, de părintele care n-a înțeles rolul lui, sunt și profesori care nu și-au înțeles menirea. Rămâne ca justiția să se pronunțe, dar sigur că da, un singur vinovat va fi găsit, dar întreaga Breaslă are de suferit ca imagine, pentru că asta este. Ne întoarcem la Colegiul Național și la Școala Generală Avram Stanca, de care dumneavoastră răspundeți în mod direct. M-ar interesa, cred că și telespectatorii la fel de interesați sunt, câți copii îi pregătiți la școală și ajung și la acest colegiu de elită, de la Școala Generală, de la dumneavoastră? Am făcut un calcul destul de precis în ultimii ani, pentru că noi avem și datoria de a urmări ce se întâmplă cu elevul după ce părăsește școala. Cam 25% cel mult. Cel mult 25%. Avem în școala Igheduca un concurent puternic în ocuparea locurilor de la liceul teoretic și apoi sigur că da, și celelalte școli din oraș. Deci noi urmărim și am calculat, am verificat și facem chiar o prognoză în fiecare an școlar și de obicei se adeverește cam dintr-o 100, cam 25 intră la liceul teoretic. Poate că ar fi loc și pentru mai mulți, unii însă își doresc să urmeze altă carieră, să nu uităm că există liceele vocaționale, liceul sportiv, liceul de arte și ce-or mai fi,
și foarte mult îți doresc să studieze informatica la liceul de informatică. Care liceu are și el o ofertă de școlarizare foarte interesantă și atrage destul de mulți copii de la noi. Și bineînțeles și celelalte licee, cum este liceul economic, de pildă, unde iarăși copiii sunt atrași și mai nou și liceul industrial a venit cu oferte. Ei vin în fiecare an și își prezintă ofertele la noi și sunt o ofertă cu bursă, cu... e destul de atractivă la liceul industrial pentru acei copii care doresc să urmeze o carieră tehnică. Și poate pentru acei copii care nu au și o familie înstărită să-i poată susține întotdeauna pe parcursul liceului, mai ales la un liceu cum este Colegiul Național Mihai Eminescu, probabil că și cerințele sunt destul de mari. Părinții trebuie să aibă ceva venituri bune să-i ajută pe copii. Probabil că ei fac și în afara școlii, meditații, se pregătesc mulți dintre acești copii. Sau nu e cazul? Învățământul are întotdeauna și costuri ascunse, din păcate. Sau poate părinții se gândesc așa și se înșeală, cum am gândit și eu. Copilul la colegiu, foarte bun, dar, domnule, trebuie să-l țin, să mă gândesc și poate că se înșeală. Costurile nu sunt mai mari de la un liceu la altul. Din păcate, există costuri ascunse. Trebuie să fim conștienți că meditații s-au făcut și se vor face. Aspectul legal e de discutat aici, pentru că, până la urmă, meditații oricine poate și are dreptul să facă dacă este și solicitat. Nu știu dacă la noi sunt profesori care fac mai mult meditații decât în alte părți, nici nu are importanță până la urmă acest lucru. Eu cred că școala este în așa fel gândită încât cunoștințele să fie dobândite la clasă. Dacă elevul își dorește, și sigur că da, continuă acasă să dezvolte ceea ce a învățat în clasă, sau mai exact să exerseze ceea ce a învățat în clasă. Este undeva ca la sport. Profesorul îți arată mișcarea și apoi exersezi în sală până când iese. Dar, sigur că îndrumarea profesorului și are locul ei. Niciodată nu am fost împotriva meditațiilor, dar nici nu le-am încurajat. Atâta vreme cât ele sunt în cadrul legal, eu cred că profesorul poate ieși cu fruntea sus pe stradă și nimeni nu are ce să-i reproșeze. Eu n-aș vedea chiar ceva atât de rău dacă un dascăl își completează venitul, un dascăl bun. Un dascăl atât timp cât nu se duce la clasă și condiționează acel elev să-i vină la meditație, mie mi se pare ceva chiar în regulă. Nu văd nimic rău în a-ți face meseria și în afara școlii. Chiar nu este ceva... A diferenția copiii în funcție de cei care vin sau nu vin la meditație și greșit. A-i condiționa mai ales, este extrem de grav. Eu cred că un profesor, cum să vă spun, care are un minim de morală și de conștiință, nu face așa ceva. Deși mi-ajung la ureche și zvonuri că s-ar putea întâmpla și astfel de lucruri mai aproape decât ar crede unii, sunt oarecumva, sunt permanent, de fapt, atent la astfel de lucruri, măcar în instituția pe care o conduc să nu se întâmple astfel de lucruri. Și pentru că așa este normal și sănătos. Șansele copiilor nu trebuie, la învățare, șansele lor trebuie să fie egale și nu trebuie să fie condiționate material, în primul rând, pentru că învățământul este gratuit. Nu au venit manualele. Ce se întâmplă acum la școala generală? Ce fac copiii timp de 2 săptămâni dacă nu vor veni noile manuale? Dacă nu vor veni până la urmă, o să se predea după la vechi, am înțeles. Cam așa e intenția ministerului. Dar în momentul de față, cum își poate desfășura un profesor ora? Este o situație mai puțin obișnuită, este adevărat. Dar nu trebuie să intrăm în panică nici într-un caz. Manualele vor veni. Este vorba de o întârziere. Oricum, primele 2 săptămâni, să spunem așa, sunt de încălzire. De altfel, au fost schimbări și în rândul profesorilor, schimbări de cadre didactice până în ultima clipă. Am avut învățător care a plecat vineri, iar luni urma să înceapă școala. A trebuit să completez
urgent acest lucru. Deci au fost încă, școala încă nu s-a așezat și toată lumea știe că prima săptămână este o săptămână în care școala de-abia se așează, de-abia ne cunoaștem între noi colegii, că întotdeauna se completează, mai pleacă unul, mai vine altul, reușim să facem orarul, să-l așezăm. Noi funcționăm întotdeauna la început pe baza unui orar provizoriu, pe care, sigur că da, îl adaptăm în funcție de și îl facem să fie funcțional. Nu este cazul să, repet, să ne panicăm, ele vor veni, este doar o situație altfel decât în alți ani, nu va fi niciun fel de problemă. În ce mă privește mie, dacă mi-ar lipsi manualul și o lună întreagă, nu cred că m-aș impacienta foarte mult. Să mizez foarte mult pe experiența colegilor mei din învățământ în general, că vor compensa prin cunoștințele lor și prin experiența lor această lipsă a manualului pentru o perioadă limitată de timp. Nu-mi pun problema absolut în niciun fel ce va fi dacă nu vin manuale, pentru că ele vor veni. Vine o tragedie națională, nu o să fie, pentru că mi-aducem aminte, dintotdeauna au fost, cel puțin pe vremuri, când se dădeau cărțile, erau perioade în care unii copii stăteau, și eu la școală, am stat câte 2-3 săptămâni fără un manual, până când s-a făcut rost de el. Deci nu cred că e o tragedie, într-adevăr. Și dacă până acolo nu vor veni cele noi, veți preda după cele vechi. Da, nu e o tragedie, ca să fie. Nu este, dar ar fi fost de dorit ca ele să existe, pentru ca lucrurile să meargă din start și mai ales ca să nu se facă foarte multe speculații pe această temă, pentru că nu este cazul, dar sigur că da, era bine să fi fost. Ajută modelul ăsta electronic, copilul cu tableta, cu manualul în format electronic, e modern, dar îl și ajută? Acum, noi suntem... Este atractiv, în primul rând. Este atractiv, este foarte atractiv. Nu pot să-mi dau cu părerea despre un lucru care este doar în stadiu incipient. Nu s-a mai făcut la noi, nu s-a mai procedat așa. Nu știm cum vor decurge lucrurile. Sigur că trebuie să progresăm din toate punctele de vedere și probabil că și în aceasta se vede un aspect al progresului. Nu știu. Ei sunt mai interesați de tehnică. De... Probabil sunt, că sunt și mult mai avansați față de generația noastră, care am preluat, dacă noi am preluat cumva din mers această apariție a computerelor, ei s-au născut practic cu ele, au crescut cu ele și se joacă cu ele altfel decât noi, altfel le înțeleg și din punctul ăsta de vedere noi avem un mic handicap, profesorii, care nu suntem de specialitate, bineînțeles, nu suntem informaticieni și va trebui noi să ne adaptăm la ritmul lor de înțelegere și vom avea chiar de învățat unele lucruri în joaca cu aceste aparate, în munca cu aceste aparate. Să știți că m-am uitat puțin pe activitatea Școlii Generale Avram Stanca, am văzut foarte multe cercuri, foarte multe acțiuni, mai ales axate pe ecologizare, pe turism. Am văzut, ați curățat Maleia, ați plantat în Sașa pomi, foarte multe acțiuni din astea organizate de profesorii de acolo. În anul acesta, pe copii, bun, îi atrageți cu acțiunile, ieșirile în teren, ieși partea aceea de școală altfel, o săptămână de școală altfel. Și e posibil să mai existe una, așa se discută, așa se preconizează, să mai existe o săptămână de încălzire, spun eu, școală altfel, în care copilul să vină înainte de începerea anului școlar, dar numai dacă dorește. Aici rămâne interesat de văzut dacă se concretizează începând de la anul această idee și să vedem în ce măsură copiii, dar eu cred că vor veni. Aici, la cercul acesta de turism, toate acțiunile acestea, aveți sprijinul celorlalte autorități, autorităților locale, autorităților județene? Fac parteneriate cu dumneavoastră, pentru că am văzut copiii la fiecare acțiune de genul acesta, unde e vorba de ieșit afară și să-și aducă ei contribuția, sunt prezenți. Parteneriate nu avem foarte multe cu autoritățile locale, nici nu
în derularea acestor acțiuni nici nu mizăm foarte mult pe aceasta, ci pe, pur și simplu, pe dorința copiilor de a ieși să desfășoare o activitate în aer liber. Sigur că și primăria a venit cu această idee bună, Ziua Verde, unde a dat și echipament, copiii au fost foarte încântați să participe. I-a făcut să conștientizeze faptul că sunt datori să se ocupe și ei de imaginea orașului, de curățenia orașului. Poate asta îi va face să se gândească de două ori înainte de a arunca o hârtie pe jos. Atunci când el odată a fost și a cules împreună cu colegii și a făcut curat, noi ne-a revenit o zonă frumoasă. Noi suntem situați în zona de centru a orașului, mai avem lângă noi Brădetul, iar este o zonă foarte frumoasă unde putem urca mereu și desfășura tot felul de acțiuni. Și Retezatul este un punct de atracție pentru copii, pentru copiii noștri. S-au făcut tot felul de excursii prin clubul acesta Adeona. În Retezat copiii au fost foarte încântați și prin țară. Cum ați amintit de săptămâna școală altfel, copiii s-au plimbat destul de mult, au văzut, le-a plăcut, am avut tot felul de activități, vizionări de filme, am colaborat și colaborăm foarte bine cu teatrul Ide Sârbu din Petroșani, care este la doi pași de noi. Copiii sunt încântați să participe la piese de teatru, chiar și ca actori. Copiilor le place mult să vadă teatru și am văzut și atitudinea lor în sală, am urmărit-o, sunt foarte atenți la ce se întâmplă și le prinde, nu poate decât să le prindă bine. Deci până la urmă, chiar dacă nu sunt parafată ele, parteneriat aveți cu destule instituții. Sigur că hârtii se pot face foarte multe și chiar există un prost obicei în învățământul românesc de a se face teancuri de hârtii. Pare ca și când n-ar mai interesa activitatea propriu-zisă a profesorului la catedră, ci hârtiile pe care acesta le produce, că ăsta este cuvântul, le produce pur și simplu. De multe ori hârtiile astea poate nu sunt foarte elocvente în ce privește activitatea unora, ca să nu spunem că unele ar putea fi făcute chiar din burtă de multe ori. N-aș vrea să-mi jignesc colegii spunând lucrul acesta, dar de multe ori acțiuni reale, concrete, nu sunt puse pe hârtie și ele nu sunt contabilizate, ca să spunem așa, dar dascălul rămâne cu meritul de a fi făcut un lucru, iar până la urmă pentru copil asta contează. Da, învață cum ar trebui să se comportă în societate, cum ar trebui să crească, cum ar trebui poate să învețe în multe cazuri de acasă. Revenind după pauză și discutăm atunci cu artistul Robert Hummel. Am revenit la Imparțial. După cum spuneam înainte de pauza publicitară, o să încercăm să acoperim toate aceste segmente de activitate ale domnului profesor Robert Hummel, artist plastic și politician. În ultima parte a emisiunii să discutăm puțin și despre politică. Dânsul este vicepreședinte PSD Petroșani. Nu mai sunteți? Am fost. Ați fost? Am fost. Nu mai sunteți acum. Da, sunteți un membru vechi al PSD. O să discutăm de politică. Revenind la artă, dintotdeauna ați iubit arta, ați făcut și foarte multe expoziții, foarte multe manifestări, ați participat la... Chiar, dacă mi-aduc bine aminte, ați fost primul care v-ați expus lucrări sau ați făcut o expoziție într-o cafenea, nu? Nu știu dacă am fost... primul, dar în Valea Jiului, în Petroșani. Foarte probabil, dar în mod sigur sunt cel care a făcut cele mai multe astfel de expoziții, mai ales prilejuite de campaniile electorale locale, unde vrând nevrând politicienii a trebuit să participe și a fost după tot focul campaniei în care, mă rog, ca la noi în Balcani s-au înjurat, numai că nu s-au bătut și au adresat tot felul de învinuiri.
A trebuit să vină și să stea la, în același spațiu, la aceeași masă de multe ori și să mai uite un pic această seriozitate și încrâncenare cu care au intrat în campanie electorală. A fost o întâlnire, zic eu, bună. Mi-aduc aminte de vremurile când trăia Carol Schröter, de exemplu, sau George David, erau nelipsiți la astfel de expoziții și era până la urmă o plăcere să te destinzi în prezența lor și a celorlalți concurenți la atât de importantul fotoliu de primar și puteam să petrecem o după-amiază plăcută într-un astfel de spațiu necomențional. Dar ei se amuzau pe seama caricaturilor făcute de dumneavoastră, caricaturi al căror subiect erau chiar ei. Da, cel puțin la prima vedere știți că politicienii știu să-și ascundă foarte bine adevăratele sentimente. Sigur că nu puteau să spună ceva atunci. O persoană publică este o persoană expusă în primul rând și este și expusă atacurilor, în ghilimele, ale epigramiștilor, ale caricaturiștilor. Multe astfel de expoziții le-am făcut cu regretatul Mircea Andraș, care completa cu partea de epigramă și care erau gustate de public. Important e că aceste lucrări rămâneau în spațiul respectiv și nu mai trebuia să aduci publicul într-o galerie de artă, pe care, de altfel, noi nu avem în municipiul Petroșani, ci aduceai arta public. Și vrând nevrând, în timp ce omul savorează o cafea, vede aceste lucruri și își bucură ochiul și chiar se înseninează un pic. Recunosc, și eu m-am amuzat, să știți. Am fost, le-am văzut în cafenea și chiar împodomeau mult mai frumos pereții decât cine știe ce zorzoare aveau de gând să pună unii sigur sau alții. Da, există riscul că atunci când nu pui artă, sau mă rog, caricatura e un gen periferic al artei, când nu pui astfel de lucruri într-o cafenea sau într-un spațiu public, să apară chiciul. Chiciul imediat își face apariția. Am văzut spații foarte frumoase, supraîncărcate, teribil de supraîncărcate, obositor de supraîncărcate, cu astfel de elemente chici, care sunt produse de serie și care n-au nicio valoare. Spațiile în care am expus noi sunt, în general, localuri modeste, fără mari pretenții de cine știe ce club rafinat. Nici nu ne dorim asta. Caricatura ca gen de artă se adresează primul rând omului de rând. Eu am făcut-o pentru prieteni, pentru toți cei din oraș, oameni simpli în primul rând, nu neapărat politicieni, și nu i-am iertat nici pe ziariști. Mi-a făcut mare plăcere, mai ales colegul dumneavoastră Tiberiu Vințan, cred că deține recordul la apariții în tot felul de caricaturi și nu cred că s-a supărat. Sunt convins că nu, mai ales că mai merităm și noi din când în când să fim luați peste picior, așa, în glumind puțin. Ați expus și la Casa de Cultură a Studenților în foarte multe locuri. Ce planuri aveți acum? Știu că acest post de director și faptul că dumneavoastră vă dedicați învățământului nu vă mai lasă chiar așa de mult timp să vă ocupați și de artă. Însă bănuiesc că nu renunțați chiar de tot. Nu doar la școală. La școală predați artă în afara orelor de curs. Mai aveți tragere de inimă să mai faceți ceva? Aveți planuri pentru acest Mai rămâne ceva timp și pentru astfel de lucruri. Sigur că nu vreau să devin un artist de duminică. Este, învățământul permite totuși anumită flexibilitate în ceea ce privește timpul liber. Este vacanța mare a directorului. Vacanța mare a directorului e ceva mai mică, pentru că permanent trebuie să fii cu ochii la școală și să vezi ce se întâmplă, cum a fost și cazul la noi, că s-au făcut lucruri importante în școală și mai ales în curtea școlii și nu puteam să nu fiu acolo și să văd, pentru că altfel riști să te trezești că nu deschizi anul școlar și asta ar fi într-adevăr un lucru foarte grav. Dar rămâne și timp pentru artă. Chiar am făcut un obicei, sau aș vrea să devin un obicei, participarea mea la taberele lui Cristian Ianza, pe care probabil știe toată lumea, este cel care și-a făcut în acea căsuță castel situată lângă podul Malea, în spatele vechii poște, în colonia Ianza, cum o știau bătrânii petroșanului, și-a făcut în pod o mansardă, o galerie de artă la mansardă. Și
inițiază și o tabără pe care o susține, așa cum poate și el, o tabără internațională. Și când spun internațională, vreau să spun că participă artiști nu numai din țările învecinate, cum e, de exemplu, Bulgaria sau Grecia, care e destul de aproape, a avut un invitat anul acesta din Ecuador. Și sigur, artiștii din țară, pentru că și artiștii noștri, dacă la alte domenii nu stăm poate foarte bine, în artă, în cultură, întotdeauna am fost și ne-am situat, am vorbit de pe picior de egalitate cu europenii și nu mai vorbesc de americani, care, din punctul meu de vedere, nu sunt cei mai străluciți reprezentanței artelor, dar cu europenii. Marile valori, cu care sigur nu îndrăznesc să mă compar eu, dar marile valori române au fost întotdeauna, cel puțin pe picior de egalitate, cu marii creatori europeni. Numele sunt bine cunoscute, nu trebuie să le mai amintesc eu. Noi încercăm să ținem pasul și întotdeauna când am făcut ceva, și cred că și colegul meu Cristian Ianza a gândit la fel ca mine, întotdeauna când am făcut ceva m-am gândit și la orașul, la comunitatea din care fac parte, să încercăm să aducem puțină lumină în acest loc și să arătăm celor care vin în tabere, pentru că am făcut și cu Casa de Cultură a Studenților Tabere și cu Universitatea din Petroșani, pe vremuri făceam niște tabere foarte mari, să arătăm orașul nostru altora și să le arătăm că de aici nu pornesc numai mineriade, ci și idei bune și puțină lumină. Gustă publicul din Valea Jiului, din Petroșani, gustă arta. Caricatura e mai ușor digerabilă, să spunem, pentru mulți. Da, categoric, e mai ușor digerabilă, de aceea și în spații neconvenționale, cum sunt cafenelele, barurile, expunem caricatură, nu și pictură sau știu eu ce altă formă arte. Există o mică galerie. Ea creează și bună dispoziție celui care sigur, privește. Sigur că da, dar și arta cult, arta pretențioasă, cum este sculptura, pictura, grafica, și le aduc bucurie în sufletul omului și îl transpun într-o altă lume decât cea cotidiană. Lumea cotidiană de multe ori este a noastră, iar la noi în Valea Jiului ne-am obișnuit prea mult cu neîmplinirile și mai ales cu lipsa unei perspective. De aceea încercăm să aducem câteva clipe omul într-o altă lume în care să se bucure. Publicul este mult mai inteligent decât credem noi, el înțelege și percepe arta într-un mod mult mai clar, mai deschis, pentru că până la urmă, dacă nu există un receptor al artei, noi existăm degeaba. În artă nu există ceea ce în literatură se numește literatură de sertar, cu care se lăudau mulți scriitori de-ai noștri, care de fapt probabil nu aveau o operă. Arta se face pentru a fi expusă. Altfel, ești mort din start ca artist. Avem un public bun, destul de numeros, văd mereu figuri noi, umplem sălile de expoziții, care sunt într-adevăr micuțe, poate nu sunt cele mai potrivite, una este la Casa de Cultură a Studenților, iar una este în galeria pe care am menționat-o, mansarda domnului Ianza. Sunt spații destul de adecvate, dar nu au niciuna vitrină la stradă, așa cum ar fi normal să existe într-o galerie de artă, într-un oraș care se respectă și care își respectă la rândul lui artiștii. O propunere din partea dumneavoastră a artiștilor pentru administrația locală. Bănuiesc că un investitor privat nu este interesat pentru că lui nu-i vine profitul imediat. Dar poate administrația locală ar putea găsi un spațiu unde să avem și noi, chiar la stradă, cum spuneați, o galerie de artă unde își pot expune lucrările artiștii consacrați, dar poate chiar și artiști în devenire. Am impresia că la Lupen există deja o galerie de acest gen. Există de mult o galerie de artă. A existat una și la Petroșani, chiar în apropierea studioului dumneavoastră. Ea nu mai există. La Lupen a existat de mult timp și există și acum. Galeriile care acum poartă numele Iosif Telman, un mare artist pe care eu l-am cunoscut la Lupen, un întemeietor de școală de pictură, pentru că el a avut puterea, și asta îmi doresc și eu să fiu, a avut puterea de a fi nu numai el însuși un foarte bun artist, ci a format o generație de artiști în urma lui, care cu respect îi poartă numele și o plăcută amintire.
Același lucru încercăm și noi să-l facem aici. Noi nu avem o galerie propriu-zisă în adevăratul sens al cuvântului, dar avem mult entuziasm și un om cum e Lavinia Hulea la Casa de Cultură a Studenților, care se străduiește ca în fiecare an să aducă două, trei tabere, una de fotografie, una de sculptură chiar și una de artă religioasă, deci măcar trei astfel de manifestări naționale. Deci noi la Petroșani, în micuța noastră casă studențească, facem tabere naționale. E poate greu de crezut dacă ne gândim cât de mic este orașul nostru și cât de izolat de lume, dar lucrurile astea cu puțin entuziasm se pot întâmpla. Nu mă întrebați cu ce posibilități financiare, cu ce sprijin financiar, pentru că nu cunosc foarte multe detalii. Se fac greu, se fac la limită, cu multă economie, dar se fac. Se fac pentru oameni, pentru Valea Jiului, pentru cetățenii aceștia, pentru oamenii aceștia din o zonă unde foarte multe opțiuni nu sunt, trebuie să recunoaștem. Categorii nu sunt. Aș vrea să trecem puțin în revistă, pentru că tocmai spuneam că este și politician, deși aveam o întrebare pregătită și o să vă și întreb, aveți ucenici? Ucenici în artă? În artă, da. Copii pe care, oameni pe care se pregătiți, poate nu copii, poate adolescenți, se pregătiți și la care țineți foarte mult să vă urmeze la un moment dat când vă retrageți în pensie. Există un cerc de artiști care se pregătesc, sigur, ei sunt o generație ceva mai pragmatică decât era generația noastră. Sunt meserii care se dobândesc prin artă și mă refer la niște meserii foarte profitabile, cum este cea de arhitect. Se ajunge greu, dar acest parcurs dificil este răsplătit în timp. Sigur, dacă ești un arhitect bun, dar școala de arhitectură românească, mă refer la Institutul Ion Mincu din București, a dat nume mari și am convingerea că și elevii care au intrat, elevii mei care au intrat acolo, să știți că e o admitere foarte grea și urmează 6 ani de studii la fel de grei, dar cine are ambiție și este foarte serios, cum a fost, dau așa un prim exemplu care îmi vine în minte, Rareș Fotău, elevul meu care a intrat fără, n-am avut niciun fel de emoție și anul acesta au intrat elevi la această școală prestigioasă, își vor face o meserie, o carieră foarte, în primul rând, foarte frumoasă, care să le placă lor, în primul rând, dar care să le aducă și un beneficiu material, pentru că oricum facem, ne întoarcem la acest beneficiu material. Și nu este singura școală cea de arhitectură, există și foarte importantă școala de la Timișoara, de design, unde iarăși foarte mulți elevi se duc și iată, transformă această pasiune pentru frumos într-o meserie. Sau vorbim de secția de restaurare. Sunt o paletă de meserii, până la urmă, că vorbim de niște meserii. Asta vreau să spun. Vedeți, au foarte multe opțiuni. Eu eram tentat să mă gândesc că va deveni un artist care poate va ocupa și el un loc la catedră, dacă va avea noroc, și se va chinui să trăiască din ceea ce va vinde. Dar vedeți, de fapt, realitatea e altă. Au foarte multe opțiuni. Sigur. De la aceste cursuri la aceste clase la care vin la dumneavoastră. Sigur că a trăi din ceea ce vinzi nu mai este o opțiune de mult timp în România și cu atât mai puțin în Valea Jiului, unde nu există o piață de artă. Sunt unul dintre foarte puținii artiști plastici care au mai vândut câte ceva, dar nu înseamnă că poți ține o familie. Sigur, trebuie să fii foarte boem ca să trăiești din asta și nici așa nu știu dacă se poate. Trebuie să trăiești din ceva practic. Eu mi-am făcut din învățământ o meserie, din școală, o pasiune, dar sigur că da, munca de atelier nu mi-aduce satisfacțiile materiale pe care poate că le-aș fi așteptat acum niște ani. Se mai vinde artă în România, dar greu, foarte greu. Numele mari, a celor care nu mai sunt, sunt la mare căutare. După cum știți, în momentul de față se vinde o lucrare a lui Brâncuș cu 20 de milioane de euro.
este suma pe care acest mare artist o merită din plin, el nu se mai bucură. Și pe care sperăm ca statul român, Ministerul Culturii, să reușească cumva să facă... Nu țin neapărat ca o operă să existe într-un fel, să fie într-un loc sau altul, important este că ea există. Ea poate exista foarte bine și în România, și la New York. Românul nostru poate rămâne ambasadorul cel mai important al românității, oriunde în lume. Brâncuș este același, indiferent că este acasă sau este în altă parte. Eu mă tem că noi n-am fost în stare să conservăm nici măcar ceea ce ne-a lăsat aici în țară. Dar ăsta este un alt aspect. Cei care vin acum cu artă, sigur, sunt artiști foarte valoroși, dar e greu să te ridici la ceea ce unde a ridicat ștacheta Constantin Brâncuș sau știu eu care alt mare artist român, Victor Brauner și alții care au ieșit afară și au făcut furori, practic, au schimbat a schimbat Brâncuș și a schimbat fundamental arta. Dar, sigur, nu ne cramponăm de numele lui. Important este să vedem fiecare ce contribuție ne aduce. Eu acționez, pentru că tot m-ați întrebat de altă, pe dublu plan, lucrez eu și încerc să-i formez și pe alții. Dar, așa cum am spus, tineretul este pragmatic și vrea și rezultate repede. Asta este poate un defect. Le folosește, asta mi se pare interesant. Al generației de acum, pentru că vrea totul repede. Sau, mă rog, asta este o boală a tinereții. Și vor ceva care să le aducă și satisfacții financiare. Și bine și fac. Este studierea artei, este o modalitate prin care să iasă din Valea Jiului, ci să se îndrepte spre toate colțurile lumii, pentru că aș face un rost acolo. Pentru că Valea Jiului, așa cum spuneați, nu mai oferă foarte multe perspective. Dincolo de toate promisiunile, trebuie să fim conștienți când lucru nu mai merge așa cum ar trebui să meargă și toți suntem datori să ne gândim la viitorul copiilor noștri, dacă mai are rost sau nu mai are rost să îl continui aici. Eu sunt reprezentantul unei familii care este de cel puțin 100 de ani aici în Valea Jiului. Ai mei toți s-au ocupat cu exploatarea cărbunelui, au lucrat în domeniu, ca topografi în general, dar eu sunt generația care a încheiat acest capitol pentru că eram conștient, nu m-a atras în primul rând și eram conștient că nu este ceva de viitor. Nu se mai poate, din păcate, pentru că iubesc foarte mult acest loc unde m-am născut, de-aia m-am și întors de la București aici. Totdeauna am considerat că sunt legat de locul ăsta, dar de acum încolo, generațiile viitoare va fi greu să-și crească aici o... Mai ales pe partea artistică, este greu să vorbim de un mare viitor al Vejului. Supraviețuim, asta este realitatea. Mai avem doar 2 minute, am zis că trecem puțin și prin politică. Vă întreb și pe dumneavoastră, ca și pe oricare alt invitat, ce face parte dintr-un partid politic. Cât credeți că veți obține pentru Ponta la alegeri dumneavoastră, organizația municipală Petroșani a PSD? În primul rând, mă bucur că pentru politică n-au mai rămas decât 2 minute. Pentru că politica, până la urmă, nu este cel mai reprezentativ capitol din viața mea. Am fost, cum ați spus, și vicepreședinte al PSD-ului, sunt PSD-ist, am fost chiar membru al FSN-ului în 1990. Am crezut și eu o clipă că există o alternativă mai bună, dar nu s-a dovedit să fie APR-ul la momentul respectiv și m-am întors la bază. Sunt sigur că da, printre cei mai vechi membri din partid, dar nu sunt cel care muncește cel mai mult. Sunt colegi care se străduiesc mult mai mult decât mine în momentul de față și așa este și bine și mă bucur că vin mulți tineri și lucrează pentru partidul acesta PSD-ul, care, indiferent ce ar spune unii sau alții, este până la urmă invincibil. Am trecut prin vremuri foarte grele, eu nu am schimbat tabăra, am avut 8 ani de opoziție grea în care nu îndrăzneai să ridici capul dacă erai PSD-ist. Mi-am pierdut și funcția de director la Petrila pentru că n-am schimbat foaia, dar nu regret nicio clipă. A fost un bun prilej pentru a face un pas înainte spre Petroșani. Cât despre Victor Ponta,
nu știu dacă atât prin meritele personale, cât prin lipsa unui adversar va câștiga categoric alegerile. Domn profesor, mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sincer, aș fi vrut să mai discutăm de politică și nu vă face plăcere atât de mult. Sigur. Dar poate cu altă ocazie, dacă acceptați invitația la Imparțial, eu o să reînnoiesc. Domnilor, cu plăcere, sigur că vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară de la aceeași oră. Până atunci, numai bine!